Dragii mei, știați că putem să fim prezenți prin absență. Adică dacă ești prezent, nu te deranjează pe nimeni, ești prezent acolo, dar dacă lipsești, se vede lipsa imediat și prin asta ești prezent. Opa, imediat se ocupă de absență. Cel mai însemnat lucru cu privire la Bunul Dumnezeu este prezența Lui în viața noastră și prezența Lui care este marcată de bunătatea Lui Dumnezeu. Căci bun este Domnul și îndurarea Lui ține în veci. Dar este posibil să săvârșim lucruri în viață uitând de punctul cel mai important, cum ar fi astăzi, spre exemplu, aici la Cina Domnului. Punctul cel mai important, este acela despre care sau pentru care noi trebuie să nu uităm și să ne aducem aminte. În amintirea mea este un obstacol, Sfânta Cină, este un obstacol în calea uitării. Băi, frate, dar cum ai putea să uiți de celălalt om din prezent? Cum să uiți de... Uiți și gata. De aceea trebuie să aduți aminte mereu, uiți. Mai ales dacă te iei puțin cu treabă, cum s-au luat ucenicii în barcă pe timpul furtunii, s-au luat cu treabă, scoteau apa din barcă, erau ocupați, nu ai timp să te mai gândești la Domnul când faci treburi de felul ăsta, când ești așa de ocupat și de angajat. La urmă au strigat, Doamne, pierim! Eu chiar citeam zilele acestea și am scris acolo pe notiță, de ce n-ați strigat fraților de la început? Adică de ce ați așteptat atâta până ați strigat? Pentru că putea să strigați înainte să vă apucați de treabă, că tot aici ajungeați. Doamne, pierim! Dar de ce piereau ei? Din cauza furtunii? No! Piereau din cauza faptului că nu trăiau prezența celui care era acolo în barcă. Iisus nu adorme așa, ia somnul în timpul furtunii. No, este o parabolă, este o lecție mare aici. Și anume, El ne spune că Dumnezeu este Dumnezeu, dar pentru tine este ceea ce crezi tu despre El. Pentru ei, El era absent cu acea ocazie. Într-un târziu, când au dat față cu moartea și au dat seama de absență și l-au observat prin absență, nu e aici, doarme, da, bun, și-au strigat. Dar uitați-vă ce nedreaptă strigare. Cât de nedrepți putem să fim și de strâmbi la suflet. Auzi întrebare. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Păi aceasta era întrebarea? Întrebarea era alta. Doamne, nouă ne pasă că Tu ești aici? Le păsa sau nu? Nu! Ori de era, ori de nu era. Abia într-un târziu au spus lucrul ăsta. Adevărata întrebare nu era, Doamne, nu-ți pasă, ci nu ne pasă de prezența Ta. Acesta trebuia să fie primul act, prezența Domnului acolo cu ei. Acesta trebuie să fie primul act în viața noastră, aici când am venit împreună la masa Domnului. Ca la orice sărbătoare, na, și mai ales la nunți, se mai uită câte una, câte alta, mai strâmbă cineva de nas, uite că a pus așa colțul de la fața de masă, trebuia dosul în sus, nu știu ce. Se întâmplă că mai uiți mai una, alta, și mai ales la nunți, cum ziceam. La noi, la nuntă, n-au uitat oamenii, am avut foarte mulți oameni care ne-au ajutat și până în ziua de astăzi le mulțumim și le zâmbim. N-au uitat nimic de mâncare, au făcut mâncare pentru două zile, a durat nunta și lumea după lume și a fost frumos de tot. N-au uitat nimic, vreau să spun, nu mi-aduc aminte de ceva care să fi uitat, în afară că ne-au uitat pe noi doi acasă, pe mine și pe soția, pe Mire și Mireasă, i-au uitat acasă. Și toată lumea era adunată acolo, pe platou, gata, începem să dăm, dar nimeni, până la urmă, când am văzut noi că nimeni nu vine după noi și nu ne ia, am zis, băi, fată, n-avem ce face, trebuie să pornim de unul singur. Și am pornit la vale, pe o coastă, care pe drumul de costișe de la casa surcilor mei. Ăsta nu este drum, ăsta e mai degrabă albia unui râu, așa curga pe acolo pe drumul ăla. Și cu pantofi, cu tot, că e nemaipomenit pe drumuri de astea, n-ai probleme. Și după aia am coborât prin bolovanii ăștia
Am ieșit la drumul mare care era plin de praf și soția cu rochea prin praf și eu cu pantofii, cu costumul și mergeam prin praf și deodată apare o dacie verde și virează lângă noi. Aolea, am uitat, nu e nicio problemă, zic, noi n-am uitat, sigur nu, și dacă voi nu vă aminteați, noi tot veneam. Domnul este prezent, dar întrebarea Duhului lui Dumnezeu este pentru tine, este prezent? Să discută în teologie de transubstanțiațiune, de tot felul de concepte teologice de felul acesta. Într-adevăr, schimbarea aceasta trebuie și este obiectul lui Dumnezeu, obiectivul lui prin Sfânta Cină, schimbarea ființei noastre, dar nu schimbarea lucrurilor, ci schimbarea sufletului nostru. Sfânta Cină este ce este în sine, dar pentru tine este ceea ce crezi tu despre Sfânta Cină. Acest e lucru asupra căruia vom rămâne câteva momente împreună. Ați observat că noi întrebăm la sfârșitul mesei, totdeauna după ce serviu, a rămas cineva neservit, dar întrebarea ar fi, nu cumva a rămas cineva neobservat? Și cineva cu ci mare? Nu cumva a rămas neobservat? Nu cumva ne concentrăm fie unii asupra altora, fie noi asupra lucrurilor, asupra situației, în așa fel încât să uităm rostul, să uităm de ce am venit și unde mergem pe linia aceasta. Este extrem de important și azi dimineață învățam aici cu frații la școala de sabat de dilema pustiului, a exodului. Da, ei au avut multe revolte acolo, pe apă, pe mană, pe mâncare, dar problema era una singură și această singură problemă era legată dacă e adevărat că Dumnezeu e prezent. Atât a fost. Acolo găsim în Exod 17:7. Acolo a fost cearta aceea cumplită și ei au ispitit pe Dumnezeu zicând, e oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Acest lucru se întreabă și în dreptul familiei noastre, prin ce trecem sau cu ce ne ocupăm în timpul ăsta? Dom'le, e Dumnezeu la noi acasă? Întreabă aceasta. Aceasta e întrebarea care se adresează aici la adunare. Dom'le, aceasta este biserică dacă e prezent Dumnezeu? Asta face biserică, nu clădirea, nici toate celelalte. Dacă e prezent Dumnezeu, este biserică. Dacă e absent Dumnezeu, este club, e o adunare de oameni care au hotărât să vină la același loc. Ați observat că o biserică fără clădire poate să fie. Da, adică o biserică nu necesită neapărat clădire. Ce a spus Iacov acolo în deșert? Aici este casa. Pe unde e casa, mă, frate? Nu văd nimic aici. Păi dacă este prezent Dumnezeu, asta este casa. Sufletul tău, ființa ta, este templul Duhului Sfânt, nu prin creație, prin biologie sau prin mecanica funcțiilor corpului, nu. Trupul tău e templul Duhului Sfânt. Dacă Duhul lui Dumnezeu a fost primit și locuiește în tine, tu ești templul Duhului Sfânt. Deci lucrul acesta este o ofertă din partea lui Dumnezeu către sufletele noastre. Este oare Domnul în mijlocul nostru? Dacă această întrebare capătă răspuns afirmativ, da, este, din clipa aceea, toate lucrurile capătă altă direcție. Dacă Domnul e prezent, nu putem vorbi oricum. Nu, dacă Domnul e prezent, nici când avem oaspeți nu vorbim oricum, nici când sunt ăștia micii de față nu vorbim. Ținem cont, adică vreau să spun, dacă Domnul este prezent. Dacă Domnul nu-i prezent, atunci tot felul de păsări necurate și de lucrurile pe care pot să fie produse de firea noastră, acestea se manifestă. Așadar, astăzi trebuie să privim cina Domnului ca și când ar fi prima cină din viața noastră. Noi nu ne... Câte sfinte cine ai luat? Nu, aceasta e cina. Ea rămâne vie, unică, trăiește, este trăirea noastră la Sfânta Cină, lucru care, într-adevăr, dă culoare sau valoare a ceea ce se întâmplă. Trăirea, ce trăiește sufletul nostru aici, în momentul acesta? Tot așa și voi, spune Sfânta Scriptură și se adresează nouă când venim în locul acesta, în sărbătoarea aceasta cea mai înaltă și profundă a creștinătății, care este amintirea jertfei Mântuitorului nostru. Tot așa și voi când veniți aici, socotiți-vă, spune Biblia, considerați-vă.
Păi dar nu sunt, nu, consideră-te pe baza cuvântului lui Dumnezeu. El a spus lucrul acesta după ce a spălat picioarele ucenicilor, le-a spus, zice, acum sunteți curați. Păi, curați? Curați. Cum, Doamne? Din pricina cuvântului. Dacă Iisus este Domnul, atunci El zice și se face. Când a spus, ești curat, sunt curat. Nu fiindcă sunt curat, ci pentru că a zis El cuvântul ăsta despre mine. Cuvântul acesta a avut putere și m-a transformat pe mine. Sunteți curați. Aceasta e o ofertă a lui Dumnezeu la Sfânta Cină. Toată lumea primește oferta aceasta nouă? Biblia spune, voi sunteți curați, dar nu toți. Pe cine nu este curat? Cine nu primește? Acela la cărui ușă bate Mântuitorul și spune să ne oprim aici. Dar el spune, nu, eu vreau să continui. Voi sunteți curați, dar nu toți. Și Biblia arată de ce a spus cuvântul acesta. Acum, prieteni și frații mei, aș vrea să ne oprim asupra unui lucru pe care personal nu l-am observat decât acum când mă rugam pentru adunarea noastră. Săptămâna aceasta am avut perioade și timpuri de rugăciune intense pentru momentul acesta în care suntem noi, pentru că știu ce poate face cina Domnului dintr-o ființă care, care ia cina Domnului în serios. Deci știu ce se poate întâmpla. Dar pe când mă rugam, de altfel vă amintiți bine de ziua 1 când am fost aici, că am promis doar rugăciunea mea. Acest lucru am spus, vreau să-mi duc lucrarea în rugăciune, în genunchi. Acum, pe când mă pregăteam și mă luptam, așa mi-a venit în minte deodată un lucru asupra care nu m-am gândit. Noi ținem seama de toate la Sfânta Cină. Că păhăruță e așa, că masă așa, dar e foarte bine. Da, foarte bine, toate cu rostul și cu locul lor, dar nu e cazul să ne batem pe un pahar, pe mai multe pahare. Astea sunt chestii satanice. Ca să, Sfânta Cină e dată să stingă bătaia, nu să o producă bătaie. Cum au chemat poliția la Sfânta Cină. Și, da. Iubiții mei, este un aspect al cinei Domnului asupra căruia personal cer iertare, nu m-am oprit. Dar mă opresc în clipa aceasta împreună cu voi. Voi ați observat ce s-a întâmplat înainte de începerea cinei Domnului? Ce s-a întâmplat înainte de începerea cinei Domnului? Nu. A fost și asta, dar nu atunci. Înainte de începe. Înainte de începerea cinei Domnului, actul numărul 1, Iisus s-a sculat de la masă. Așa scrie Biblia. S-a sculat de la masă, nu s-a așezat la masă. Era acolo. S-a sculat de la masă. N-am văzut până acum. Și uitați, s-a sculat de la masă a fost punctul 1. Nu te așeza la masă dacă n-ai de gând să faci ce s-a întâmplat aici. E frumos că ai venit, te uiți și ne bucurăm împreună, cântăm, ne rugăm, nu e niciun fel de problemă. Dar uitați-vă ce scrie. După ce s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui. Astea s-au întâmplat. Astea sunt parte din cina Domnului. S-a dezbrăcat de hainele lui. E vreo haină asupra sufletului tău pe care ar trebui să o dezbraci, pe care ar trebui să o dezbrăcăm acum, dacă suntem aici la cina Domnului. El a dezbrăcat haina aceasta ca un mesaj către noi, prin care suntem chemați, așa cum Daniel a spus împăratului, pune capăt păcatelor tale, ca să ți se prelungească fericirea. De jos haina aceasta înseamnă, acesta a fost parte din actul acesta, parte din Sfânta Cină. El ne-a trimis un mesaj nou, dezbracă-te de omul cel vechi. Dar nu rămâne numai aici, ci scrie Biblia, a luat un ștergar și s-a încins cu el, acesta simboliza și îmbrăcați-vă în Domnul Hristos. Cum adică să mă îmbrac? Păi din afară să mă îmbrac? Eu sunt foarte sincer. Eu dacă nu simt în sufletul meu, atunci păi o să aștepți mult și bine și n-ai să simți în sufletul tău niciodată și n-ai să faci niciun bine. Uite de ce. Mântuitorul a spus, dacă ai cerut de la Dumnezeu un lucru, începi și acționează în clipa aceea ca și cum ai primit lucrul ăsta. Păi dar nu l-am primit. Nu, dar asta înseamnă credință. Tu crezi în Cel căruia i-ai cerut. Îmbracă-te în Domnul Hristos. Înseamnă
răspunde aproapelui tău, cum ar răspunde Iisus? Asta înseamnă să te îmbraci. Poartă-te cu aproapele tău, lucrează cu familia ta, cu vecinul tău. Asta înseamnă să te îmbraci în Domnul Hristos. Ce credeți că se întâmplă după ce te îmbraci în Domnul Hristos? Se schimbă inima. Se îmbracă sufletul nostru. Ați observat că noi numim copiii când fac jocuri, copiii se joacă. Copiii nu se joacă niciodată. Copiii trăiesc acest lucru. El nu se joacă de a doctorul sau pompierul, cum vorbeam noi, ci el este. El este. Și pentru că începe cu acest lucru, el devine. Va fi o zi în care este, va fi adevărat. Îmbrăcați-vă în Domnul Hristos. Înseamnă trăiește și poartă-te așa cum ai văzut pe Iisus, când v-am dat o pildă, spune el. Și după ce s-a ridicat de la masă, și după ce s-a dezbrăcat, și după ce s-a încins cu ștergarul acesta, atunci Mântuitorul a trecut la sărbătoare. Sărbătorirea aceasta este biruința luminii asupra întunericului, a răului asupra, a binelui asupra răului din viața noastră. Noaptea aproape a trecut. Să vă dezbrăcați de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și cu privire la felul vostru de viață din trecut, aceasta se adresează individului și familiei și bisericii, felul vostru de viață din trecut și lumii în care suntem noi. Acum știți, lumea învață ceva din istorie, am învățat ceva din războaiele care au fost, am învățat ceva din intrigile, din neadevărurile comportate. Unde au dus acestea milioane de morți pe bază de neadevăruri cumplite care au fost puse? Ați învățat ceva din istorie? Scrie Sfânta Scriptură, voi tu, atât ca om, cât și ca familie, cât și ca biserică și ca lumea noastră, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați. De asta am venit la Sfânta Cină. Înainte de Sfânta Cină trebuie să aibă loc dezbrăcarea acestor lucruri. Aceasta este adevărata Sfânta Cină. Pentru că El s-a dezbrăcat pe sine. El a făcut fapta aceasta ca noi să înțelegem mesajul. În El ați fost întăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur în Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Nu vă mințiți unii pe alții. Am participat la întâlniri în biserică, tot felul de vorbe, adevărul era cu totul altul, dar comunicare între oameni, probleme, se ridică unul, spune una, spune alta. Toată lumea știa care este adevărul, toată lumea vorbea ceva care era nu paralel cu adevărul, ci împotrivă. Era o acoperitoare pentru adevărata problemă. Așa facem personal, venim și explicăm de ce am făcut un lucru sau altul, scuzăm, justificăm, creăm un scenariu care pe undeva pur și simplu demonstrează că era necesar, n-aveai ce să faci așa. Adică pur și simplu încercăm nu să vindecăm rana, ci cum spune în Isaia să o legăm în chip ușuratic. Scriptura spune, nu vă mințiți unii pe alții. Dacă nu poți să vorbești ce știi că este, taci. Nu te încarci, nu te obligă nimeni să vorbești, stai jos. Dacă nu poți să vorbești ce știi că este. Dacă știi că te ridici sau îi spui aproape lui tău un lucru ca să acoperi un alt, știi ce faci în momentul ăsta? Mai bine te ajungi, spui, ne vedem altă dată. Să rămână la revedere, nu e nicio problemă. Când ajungi acasă, îi mulțumești lui Dumnezeu că ai tăcut. Așa trebuie. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Îmbrăcați-vă în Domnul Hristos și nu purtați grijă. Ce s-a zis, ce se face? Nu purta grijă de așa ceva. Poartă grijă să ai permanent prezența lui Dumnezeu în mintea și în sufletul tău. Celelalte vor veni de la sine. Dacă acest lucru este rezolvat și împlinit în adevăr. Mai presus de toate scrie Scriptura, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Aceasta a fost ceea ce a făcut Domnul Hristos când s-a legat cu ștergarul acela. S-a îmbrăcat cu dragoste și ne-a dat nouă un mesaj că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce se întâmplă acum este o expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta s-a întâmplat acolo la cina Domnului.
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să punem aceste lucruri la inimă, nu doar în memorie, ci să schimbe inima. Așa se face că la emisiunea aceasta Născut din inimă, doamna Oana Rus povestește cum a adoptat dumnea ei pe prințesa Cosmina. Am hotărât să adoptăm un copil, spune dumnea ei, și care a fost primul pas foarte important. Am consultat lista cu copiii care sunt greu de adoptat, lista copiilor cu greu adoptabil. Care sunt copiii aceia pe care nu-i ia nimeni, nu-i vrea nimeni? Greu de adoptat un așa copil. Dumnezeu astăzi la Sfânta Cină citește lista celor greu adoptabili, dintre care cel dintâi sunt eu. Și pe lista acestora greu adoptabili este poate și numele tău, dar aceasta nu-l va împiedica pe Dumnezeu. El se va duce acolo unde nu merge nimeni. Și așa a mers această doamnă. Și s-a întâmplat că Dumnezeu a confirmat că este în locul acela. Micuța Cosmina, care la vârsta de 3 ani a fost dusă în spital noaptea la ora 12 cu brațul sfărâmat că a căzut după bicicleta. O bătuseră sărmana, avea 3 ani, poate a plâns, poate a făcut pipi, poate ceva. Au bătut-o de omorât-o, i-au rupt mâna, au zdrobit-o. A întrebat doamna Oana la spital, acolo pe la 12 și nu știu câte minute, se plimba cu bicicleta tânăra Cosmina, 3 ani, se plimba cu bicicleta la 12 ani, la 3 ani. Iubiții mei, în povestea aceasta pe care vă sfătuiesc să o urmăriți cu ochi duhovnicești, găsim foarte multe lecții vii. Spuneam dimineață că nu mai prea citește lumea cărți de astea de hârtie, dar citește vieți de oameni. Internetul e plin cu vieți de oameni care sunt cărți vii din care învățăm noi niște lucruri despre Dumnezeu. Și vă rog să nu o luați, a spus cineva de acolo, psihologul. De ce? Are un ciorchine de diagnostice. Un ciorchine de diagnostice. Cele mai multe psihice, cum este aici în America, ați văzut cum le pune unui copil ștampila attention deficit și îl trimite la clase de copii bolnavi, deși și a fost învățătoare sfântă, dedicată lui Dumnezeu, care a văzut copilul ăsta și a spus că ăsta nu aparține aici, cineva i-a pus o ștampilă. Și între noi, în biserică, avem oameni cu ștampile și rămâne acolo. Da, avem ștampile pe mintea noastră cu privire la un lucru, nu poate să le șteargă nici ploaia târzie, chiar dacă ar turna peste ea, nu se întâmplă nimic. Așa avea copilul ăsta, avea un ciorchine de diagnostice. Și știți ce a spus doamna Oana? Stai să nu trec peste ce este mai important. Când a venit cu soțul prima dată acolo, deci, fetița s-a uitat pe lângă ea, cumva, direct la soțul. El e tata. Tată, unde știi? Am avut... Ți-a spus psihologa de aici că... Nu mi-a spus, Doamne, Doamne. Cum e asta? Am avut un vis că el este tata. Pe tine nu te-am văzut în vis, i-a spus Luana. Dar am văzut pe el. Am visat că el este tata. Și spune doamna Oana, ne-am așezat jos, am început să colorăm pe hârtie și după 30 de minute am colorat, ea închide cărțile, după care se uită la noi și spune să mergem acasă. Și a ajuns acasă și așa cum a ajuns și tu acasă la tine. Când ajungi acasă la altul, te uiești un pic, dar când ajungi la tine acasă, așa a ajuns acolo. Iubiții mei, doamna Oana a spus așa, n-a avut niciun diagnostic din tot ciorchinele l-a pus asupra ei. N-a avut niciun diagnostic. A avut o singură problemă. Lipsea iubirea. Imediat ce a fost iubită, imediat a devenit o elevă eminentă. Ce-mi spui tu mie că attention deficit când ea a recitat poezia în fața la sute de oameni cu memorare extraordinară, cu accent? Ce-mi spui tu de copilul ăsta că nu funcționează? Lipsea iubirea. Aceasta este ceea ce oferă Domnul astăzi.
pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu sufletul tău și al meu și lumea, El a întins în fața noastră această masă. Cuvintele pe care le-a spus fetița aceasta aș dori să constituie îndemnul pe care astăzi îl primim în sufletul nostru de la Duhul Sfânt. Să mergem acasă. Amin.